CSM Suceava a fost eliminată din Cupa României la volei masculin după ce a pierdut și manșarătura duelului cu Universitatea Cluj. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a cedat miercuri seară pe terenul Ardelenilor cu scorul de 0-3. Pe seturi a fost 25-22, 28-26 și 25-21. Meciul a durat o oră și 23 de minute. În tur, clujenii s-au impus la Suceava tot cu 3-0. CSM Suceava a mizat la Cluj-Napoca pe următorii jucători: Pop Boghean, Ciubotariu, Roman Dragomir, Ciubotaru, Tofan Verciuc, Hortopeanu și Platon. Cei mai buni marcatori ai echipei sucevene au fost Boghean cu 11 puncte și Pop cu 10 puncte. Focusul nostru este divizia 1, iar orice meci în plus ne oferă posibilitatea de a acumula experiența necesară să putem evolua pozitiv în viitoarele partide, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook Volei CSM Suceava. Pe lângă Universitatea Cluj, în sferturile Cupei României s-au mai calificat Unirea Deș și SCM Zalău. Ocupantele primelor patru locuri în ediția trecută a diviziei A1, Arcada Galați, Dinamo București, SCM-ul Craiova și Steaua București, au fost calificate direct. CSM Suceava a reprogramat următorul meci oficial sâmbătă de la ora 14 pe teren propriu cu Unirea Deș în cadrul etapei a 4-a din campionatul diviziei A1.